capitolul 10, citim cuvântul Domnului de la versetul 17 în continuare. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenuncheat înaintea lui și l-a întrebat, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru, du-te de vin de tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vin ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Întrebarea care ne o punem în momentele ce urmează e: Cum vom pleca în această seară de aici? Sunt două căi și fiecare cale ne arată direcția în cotro ne îndreptăm. Fie ca toți cei prezenți să poată, în momentele acestea, în seara asta, după o săptămână de vestire a Evangheliei aici, să spună: Doamne, eu urmez calea adevărul și viața, Amin. care e Iisus. Amin. Vă doresc o ședere binecuvântată și profitabilă în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu. În minutele care urmează aș dori să ne uităm în Scriptură la Cuvântul pe care l-am citit și nu numai. Aș vrea să pot vorbi în câteva gânduri în momentele ce urmează, despre subiectul pe care l-am citit, viața veșnică. Și când vorbim de viață veșnică, ne gândim la cele două lucruri care fac diferența în viața veșnică, viața de dincolo. Raiul, care este locul pregătit de Domnul, de 2000 de ani s-a dus Domnul Isus. Să pregătească un loc pentru noi, pentru toți. Ca acolo unde este el, să fim și noi. Amin, amin. Amin? amin? Am încercat de multe ori să vorbesc de Rai, și după ce am terminat predica, eram nemulțumit și mi-am dat seama că n-am putut să exprim tot ce aș fi dorit, pentru că Raiul este un loc. Cei care au văzut o parte din împărăția lui Dumnezeu au spus. Că ce-au văzut, ce-au auzit, ce este acolo, nu se poate spune. Am dorit toți cei prezenți în seara asta să ajungem acolo? Amin, amin. Este cineva care nu crede că există Rai? Hmm? Abia să văd cât cred că există Rai. Ridicați mâna sus cu mine. Uh. Bun. Am încercat altă dată să vorbesc de iad. Iadul este ceva groaznic, teribil. N-am reușit niciodată să exprim și mi-am dat seama că nu pot să exprim ce este acolo decât din ceea ce am citit, și nici asta nu pot să o exprim în totalitate, cum este iadul, locul care n-a fost pregătit de Dumnezeu pentru oameni, ci pentru diavol și pentru îngerii lui. Nu vă pun să ridicați mâna. Dar dacă noi credem că există rai și că Domnul Iisus Hristos, misiunea Lui importantă, specială, venind aici pe pământ a fost să pregătească oameni de aici care să-i ducă în Împărăția Lui Dumnezeu, Aleluia. înseamnă că nu există lucru mai important în universul ăsta, în lume, decât a ne da toată silința să ajungem acolo. Nu vă va fi greu să urmărim împreună pasajul acesta, pentru că mi-am propus să aduc trei tablouri înaintea dumneavoastră. Omul ăsta despre care am vorbit, care s-a dus la Domnul Isus cu întrebarea aceasta extraordinară, dorind să moștenească viața veșnică. Avea raiul în mintea lui. Credeți că există vreun loc? Mai bun sau ceva mai bun ce ni s-ar putea întâmpla în lumea asta decât a fi în rai? Credeți că ar fi ceva mai groaznic, mai teribil în lumea asta decât ca cineva să ajungă în iad? Și totuși, aș vrea să vă spun în seara asta ceva mai rău. Mai rău decât a ajunge în iad. Și aș vrea să vorbesc în seara asta de omul care a ajuns în iad cu raiul în minte. Pentru că sunt lucruri care, dacă nu le știi, nu le bage în seamă. Nu știi ce ai pierdut. Dar când știi ceva, când ești conștient de ceva și când ai pierdut, atunci îți dai seama de starea aceea. Noi suntem în seara asta aici. Să ne uităm la tânărul ăsta care a venit la Domnul și l-a rugat pentru viață veșnică. Se duce la Domnul ca să capete, să vadă cum poate să ajungă în împărăția lui Dumnezeu și pleacă dinaintea celui care putea să-i rezolve problema, la fel cum a venit. Ba mai mult, n-a plecat doar cum a venit pentru că cine știe. Să facă voia stăpânului, și la care Domnul deja-i descopere voia lui, și care nu este gata să o împlinească, Scriptura spune că cel ce știe și nu face este lovit cu mai multe lovituri. Nu asta și nu ăsta e mesajul pe care vreau să vi-l transmit. Sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu să predic adevărul în momentele care urmează. Și vreau să predic Evanghelia, chiar dacă uneori Evanghelia îi pune pe oameni la colț, îi strânge, îi face să ia o decizie uneori neconfortabilă, neînțelegând o în prima fază, dar care are beneficii eterne, binecuvântate. Tânărul acesta a venit la Domnul, dar înaintea Domnului era neliniștit. Nu știu cum sunt cei care au venit în seara asta aici, dar trăim într-o vreme în care unul din lucrurile care îi caracterizează, mai ales pe tineri, dar societatea noastră, este nemulțumirea și neliniștea. Nu avem pace, nu avem liniște. Dacă suntem înăuntru, ne trebuie să stăm să fim afară. Dacă suntem afară, dorim să fim înăuntru. Dacă suntem sătui, ne-ar trebui să fim flămânzi. Dacă am mâncat, am mâncat prea mult. Dacă e cald, ne-ar place să fie mai rece. Dacă e frig, comentăm. Dacă scaunul e prea tare, ne-ar trebui altul. Dacă e altul, am dorit să fie puțin diferit. E o nemulțumire continuă, o nemulțumire generală între oamenii azi în lume. Acest tânăr era conștient că viața aceasta trece. Nu știu cât de conștienți și dacă ne dăm seama exact ce înseamnă viața, dar dumneavoastră aici trăiți mai bine decât mine momentul acesta, pentru că și eu ca și voi chiar dacă mă bucur de pastorii care sunt aici, de dumneavoastră e toți. Când veneam pe drum aici, tot cu gândul ăsta am venit. Ultima dată am avut o misiune cu Grigore în Anglia. Am slujit Domnului. Iar când am auzit de trecerea Lui dintre noi, aproape nu mi-a venit să cred. Asta ne dovedește încă o dată. Noi am venit în lumea asta fără să vrem. Nimeni nu mi-a zis mie că în 3 februarie 1956 să mă nasc. Ca mâine. Nimeni nu m-a întrebat dacă vreau în ce familie, cât de înalt să fiu, ce greutate să am. Sau alte lucruri de felul ăsta, nu m-a întrebat nimeni. Eu am venit în lumea asta fără să vreau, ca și voi, și ne ducem din lumea asta fără să vrem. Plecăm nu când dorim noi, nu când vrem noi, ci atunci când stăpânul zice inimii, stop. S-a terminat și s-ar putea și slujba asta să nu se termine și să plecăm de aici. Nu contează ce mănânci. Nu contează că ești vegetarian, vegan, carnivor, că ești un gurman sau că ești orice ai fi. Nu contează unde locuiești, nu contează ce școală ai, nu contează câte studii, nu contează în ce societate te învârți. Ceea ce e important când ai plecat este ceea ce a zis Mântuitorul atunci când au venit cei șaptezeci. Plin de bucurie și-au zis, Doamne, și durele ne sunt supuse în numele Tău. Și-a zis Iisus, bucurați-vă, nu că dracii vă sunt supuși, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Aleluia. Ne putem bucura în seara asta? Aleluia. Avem bucuria asta, frații mei? Aleluia. Știți ce a făcut Iisus când a înviat? Efesen, capitolul 1, versetul 20 și 22 spune... Că Dumnezeu l-a înviat și l-a pus stăpân peste orice domnie, stăpânire, stă la dreapta lui Dumnezeu. Dar nu s-a terminat aici. Când a înviat Domnul Isus, spune 2 cu 6, tot în Efeseni, că El ne-a înviat și pe noi împreună cu El. Și ne-a așezat să fim împreună cu El, cu Isus, în locurile cerești. Asta înseamnă că cei ce-l au pe Hristos, ei privesc lucrurile de sus în jos. Ei sunt acolo în slavă și nu se tem de alte lucruri care sunt aici. Întrebarea e, mereu am să o pun. E numele tău și numele meu, numele noastre scrise acolo? Pentru că, dragii mei, orice s-ar întâmpla și orice ar veni, nu contează sicriul în care te pune că e de 10.000 de euro sau de 100 de euro. Nu contează dacă ești în cimitir sau ești afară undeva între spini, nu contează slujba care ți-a făcut-o cineva, nu contează câți oameni vor fi la înmormântarea ta, morții sunt morți. Dacă n-are milă cineva de tine sau de mine și dacă în trei zile nu face ce trebuie, deja miroase trupul, toți care suntem aici peste mai puțin de 100 de ani vom fi mâncați de viermi dacă nu vine Domnul Isus? Vom fi niște hoituri, oase uscate? S-a terminat cu frumusețea, cu prestigiul, cu relațiile, cu tot ceea ce am avut, s-a dus. Nu mai contează nimic. Ceea ce contează e că scrie Biblia în Evrei, capitolul 9, versetul 27. Că oamenilor este rânduit să moară o singură dată. Și după aceea vine judecata. Și Apostolul Pavel îl atenționează pe Timotei acum 2000 de ani, când el vorbește de vremea sfârșitului, dar e valabil azi. Și a zis Timotei, vine vremea. Și noi trăim, oameni buni de la Baia Mare, noi trăim vremea asta. Vremea în care la oameni le plac mai mult povești, le plac mai mult istorisiri închipuite, le plac mai mult morții decât vii, le plac mai mult sfinții care nu mai există decât cel care este viu în vecii vecilor. Aleluia! Își întorc urechea de la adevăr și au dat învățători și învățături după poftele lor, trăiesc așa cum vreau ei și zice Pavel, Timotee, predică Evanghelia și predică-L pe Domnul Iisus Hristos, care este judecătorul celor morți și a celor vii. Slăvit să fie în numele Lui! Pe El îl predicăm în seara asta. Pe Domnul Isus Hristos, care are putere să mântuiască. Oamenii au trecut, oamenii vin, o neam vine, altul pleacă, toate se schimbă. Cel care rămâne veșnic și este același, cel care ne ține în mâinile Lui, cel care ne poartă, cel care ne binecuvintează, este Domnul Isus slăviți să fie numele Lui, sunt purtat de Domnul și în carul Lui de biruință, vă spuneam, de peste 60 de ani, de peste 40 de ani, cu ajutorul Lui, predic Evanghelia și îl slăvesc pe El. N-am avut momente să-mi pară rău, n-am avut momente să mă dezamăgească, El e prietenul adevărat, El e fratele meu cel bun, El este Domnul, e mântuitorul meu. El e la dreapta lui Dumnezeu. Cu El am venit, cu El mă duc, cu El trăiesc și aștept să mă duc, să mă întâlnesc odată, să fiu acasă la Domnul. Dacă numele tău e scris acolo, într-un moment ca acesta, avem ocazia aceasta, avem șansa aceasta. Frații mei, oameni buni, nu există alt loc, nu există altă șansă. A zis Domnul în Ioan, capitolul 5, versetul 28 și 29, vine vremea, nu vă mirați de lucrul acesta? Vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Nu ne vorbește de Purgatoriu nu ne vorbește de vamă, nu ne vorbește de a doua șansă, nu ne vorbește de reîncarnare, nu ne vorbește de altceva. Morții au murit și când s-a închis cartea, ceea ce am semănat și ceea ce am fost, ne întoarcem țărâna în țărână, iar dul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Și pentru că Dumnezeu e suveran și e aici, prin pilda, prin exemplu acestui om, și în viața lui mai departe, două, trei etape din viața lui ar vrea să vedem ce se poate întâmpla. Suntem în seara asta aici, uitându-ne la el, un om care avea mari privilegii. Mari privilegii a avut omul ăsta. Noi ne plângem uneori că nu avem. În viața și în perioada când Domnul Iisus a predicat Evanghelia, au fost oameni care n-au avut privilegii ca omul ăsta nu s-au născut cu lingura de aur în gură, n-au fost fica lui Air care să meargă tata să mijlocească la Isus, n-a fost o altă personalitate, o femeie care avea o boală de 12 ani, și care o măcina continuu și care a ros -o, și care a terminat-o și care a exclus-o din societate când toți doctorii nu i-au mai putut face nimic, a zis femeia aceasta, indiferent dacă sunt oameni ca la muntele Sionului, dacă sunt mai mulți sau mai puțini, eu mă duc prin mulțime, eu voi presa, nu mă interesează ce zic unii, ce zic alții, nu mă interesează că e cal pe picioare, nu mă interesează că mă trag de haină, eu mă duc să mă ating de el, pentru că medici, pentru că medicamentele, pentru că toate încercările mele n-au putut să-mi aducă rezolvare. A fost vindecată cei ce cunoaște Scriptura? A fost vindecată? Dar cel ce stătea la marginea drumului și cercea de milă, și toți i-au zis: Tu ești iarșetor, tu ești orb, tu nu știi, tu nu vezi. Pe drumul ăsta trece Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Tași din gură, Bartimeu. Ce a făcut Bartimeu? Avea șanse? Striga și mai tare: Iisuse Fiul lui David, ai milă de mine! Amin. Sunt oameni în seara asta care au nevoie de Isus. Oameni buni, sunteți oameni care aveți nevoie de Isus? Este cineva care poate zice împreună cu mine, Iisuse! Spuneți, Iisuse! Iisuse! Ai milă de mine! Iisuse. Ai milă de mine! Cel mai milos! El se oprește pentru că el are timp. Noi nu avem timp. La noi, dacă suntem prea ocupați, să spun, vii mâine, te înscrii la audiență, vedem ce urmează, dar Domnul Iisus are timp era pe cruce, cu una de spini pe capul lui, în loc de cunună de glorie cu mare, ca rege, ca împărat. Mâinile în cuie, picioarele adunate pe cruce, un prosop pe care pictorii l-au pus azi pe trupul lui, dar romanii s-au bătut joc erau dezbrăcați în vederea lumii, alții își aruncau, își întorceau privirea și spunea, vai de ei, tâlharii își băteau joc. Domnul Iisus urmărea profețiile să vadă de la Geneza la Apocalipsa cum s-a împlinit profețiile. Și unul dintre tâlhari, care a furat o viață întreagă, își îndreaptă doar privirea că nu se mai putea mișca în cuie și spune, Doamne, Aduce aminte și de mine. Vreau să vă întreb: S-a oprit Isus din rugăciunea Lui pentru lume? A avut timp pentru El, oameni buni? A avut timp pentru El, Isus? S-a oprit Isus? Și-a întors Isus privirea și a spus: Azi vei fi cu mine în rai. Aleluia. Este cineva aici mai rău ca tâlharul ăsta? Dacă cineva cheamă numele Domnului, spune cartea asta care e cartea lui Dumnezeu, oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit, că Domnul are putere să mântuiască. Au fost mulți care n-au avut privilegii. Omul acesta a avut privilegii, era bogat, n-avea nevoie de nimeni. Omul acesta era fruntaș, scrie evanghelistul Luca. A venit un fruntaș, un conducător, tânăr, bogat, poziție, conducător. Omul ăsta avea avantaje pentru că era apreciat de ceilalți, era moral, era respectos, respectat. Era unul care nu și-a supărat părinții, dar toate astea, toate astea nu i-au liniștit și nu i-au săturat sufletul lui. Avea nevoie de altceva, avea un interes pentru viață și interesul lui era corect. Omul acesta a venit să ceară ce era cel mai corect. Viață veșnică. Omul acesta a venit la persoana care putea să-i dea ceea ce el dorește. A venit la cel ce este viața. Amin. La cel ce dă viață. Amin. Și dă viață din belșug. Amin. A venit cu atitudinea potrivită. N-a venit cu drepturi n-a venit să pretindă ceva, ci s-a smerit, s-a plecat la genunchi, la picioare Domnului Isus și cerea milă. A profitat, a venit în ultimul moment, Domnul Isus era gata să plece la drum și a venit exact în momentul acela, s-a aruncat la picioare Domnului Isus și a zis, bunule învățător, toate erau bune, dar ceva, ceva era contrar 100% de ceea ce el ar fi trebuit să știe. El a întrebat pe Iisus, ce să fac? Toate erau corecte până aici, dar întrebarea lui era cea mai incorrectă. Întrebarea lui era cea mai incorrectă, pentru că omul ăsta avea impresia și omul ăsta credea că mântuirea poate fi câștigată. Omul ăsta credea că mântuirea este o răsplată. Că dacă faci bine, că dacă lucrezi, că dacă te jerfești, că dacă cu tare și cu tare multe lucruri, poți să fii mântuit. Nu exclud absolut deloc și nu minimalizezi importanța faptelor în viața de credință. Noi am fost chemați, așa cum se spune aici, să facem fapte vrednice de pocăința noastră, de trăirea noastră. Noi suntem lumina lumii. Amin. Voi sunteți sarea pământului aici în Baia Mare. Noi suntem o cetate așezată pe un munte. Amin. Va trebui să știe orașul ăsta și când sunt anumite probleme, să știe că aici, în locul ăsta, între cei șase sau opereți, oh, cât sunt aici, când biserica aceasta se roagă, când ei ridică mâinile către Dumnezeu, schimbă lucrurile pentru că vine și intervine Dumnezeu aici. Amin. Asta era biserica ce amintea fratele că noi vorbim din cartea Faptele. Biserica nu era o adunătură de oameni de 5.000, de 3.000, 10.000 și mai mulți care doar s-au adunat și și-au schimbat religia. Erau oameni care, așa cum spunea Petru altă dată în fața Sinedriului, atunci când a fost chemat după ce trebuia să dea socoteală de omul care a fost vindecat, a zis bărbația lui Israel, mai mare ai norodului, oameni buni care suntem în seara asta aici, ar fi spus Petru, să știți toți, să știți toți și să știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează pe deplin sănătos în numele lui Isus Hristos din Nazaret în numele Lui Isus, pe care voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Și dacă astăzi suntem aici și avem prestanță, dacă suntem aici și nu plângem fără speranță și nu ne întristăm ca cei ce n-au nădejde, este pentru că știm că Domnul nostru este viu. Experiența creștină, purtarea lui de grijă și multe altele ne dovedesc Faptul că El este viul, îl simțim, e aici, Domnul! Amin. Mântuirea nu e o răsplată. E greșit, am mai spus unora în repetate rânduri când au zis, Domnul să te răsplătească cu viața veșnică. Și am spus, ferească, Domnul! Dacă pe cineva îl poate Dumnezeu răsplăti cu viață veșnică, viața veșnică este un dar, e darul lui Dumnezeu. Acum 2000 de ani a plătit cineva pentru noi. Nu-i nu ieftină, e gratis, dar nu-i ieftină. A plătit El, Domnul Mântuitorul, pentru noi. Nu ce facem noi e important, e important ce a făcut El. Noi vorbim despre El, despre Domnul și uitați ce spune cartea Domnului în Coloseni, în capitolul 2, la versetul 13 pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur. Vreau să vă întreb, cei care suntem aici și care spunem neîncetat, mărit să fie Domnul, am fost noi morți în păcate? Am fost noi pierduți, oameni buni? Am fost pierduți? Păi de asta noi suntem normali azi, că lăudăm pe Domnul pentru că am fost morți și acum suntem vii. Am fost pierduți și am fost găsiți. Am fost fără nădejde, fără Dumnezeu, fără moștenire, dar îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. Eram morți în greșale, dar Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșalele, a șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Zapisul nu era altceva decât o hârtie așa, pe care judecătorul din vremea aceea scria vina acelui care era pus în temniță, în închisoare. Pe ușa celulei lui era această hârtie numită zapis. Zece ani, 20 de ani, cât trebuia să stea acolo. Când ieșea de acolo, după ce și-a ispășit pe diapsa, judecătorul scria ceea ce Scriptura spune că a zis și Domnul Iisus când era pe cruce s-a isprăvit tetele stai care înseamnă plătit în întregime toată vina este absolvită acolo pe cruce când a stat Domnul Iisus Hristos ascultați-mă bine oameni buni frațul lor oameni buni când a stat Domnul Iisus Hristos pe cruce el murea pentru o vină care nu era a lui. El nu murea pentru că a fost vinovat, dar sub sentința care a scris-o Pilat, Iisus din Nazaret, regele iudeilor, era o altă vină, era un alt nume scris în spatele crucii, era scris numele meu, Mircea Demian, sau numele tău, sau numele tău, numele noastre, când era Iisus pe cruce, El murea pentru mine, El murea pentru tine, El murea pentru noi. A murit că trebuia să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Scrie la Evrei, capitolul 2, versetul 14. Arma mortală pe care diavolul a folosit-o de milenii era moartea. Era moartea. Și ca să-l biruiască pe diavolul, Trebuia să vină cineva care să biruiască moartea. A venit Isus să moară. L-au pus într-un mormânt, au dovedit că el a fost mort. Nu i-au rupt, nu i-au zdrobit fluile la picioare, dar au pus o piatră grea la ușa mormintului. Au sigilat-o, au pus soldații Romei să stea la ușa mormintului. Numai că puterea învierii era acolo, Dumnezeu care e prezent era acolo. Dumnezeu era prezent acolo, Dumnezeu e prezent la mormântare, El e prezent la nuntă, El e prezent la adunare, El e prezent pretutindeni. Puterea învierii a venit, ușa mormântului, piatra aceea a fost dată la o parte, El a ieșit glorios, nu s-a grăbit, a înfășurat bine, ștergarul a pus la cap după obiceiul pe care îl au evrei. Noi când mâncăm avem cervețele cu care ne ștergem pe mâini. Evrei și într-o zonă unde noi lucrăm în Oltenia, între romi și rudari, ei îți dau câte un prosop. Evrei foloseau așa. Și dacă stăteai la masă și dacă îți plăcea mâncarea și dacă te simțeai bine în, cum ai fost tratat, luai șervețelul acela, prosopul acela, îl împăturai frumos și îl puneai într-o parte undeva pe masă și asta însemna la gazdă că ți-a plăcut și că te mai întorci, vii. Dacă nu, îl luai, îl mototoleai și îl aruncai jos. Când a înviat Iisus, când Domnul Iisus a înviat, El a luat ștergarul și l-a înfășurat și l-a pus la cap. Și când au venit ucenicii și au văzut, și-au adus aminte că și în moarte el nu i-a uitat. A lăsat hainele acolo, a luat factura de plată. Știți că noi eram în locuința morților? Știți că cheile locuinței morților le avea diavolul? Știți? Când Domnul Isus a înviat, factura de plată, că el a plătit pentru moarte, pentru noi. Și că el a birui moartea, era învierea. Era învierea. Asta e factura de plată. Și s-a dus Domnul Iisus, spune Scriptura, n-am să mai citesc, s-a dus la locuința morților. Și a început să bată acolo, să spună, deschideți-vă porți veșnice, deschideți-vă porți veșnice, să intre împăratul slavei. Cine e împăratul slavei? Și spune de partea cealaltă a porții, Domnul cel tare și viteaz, cel biruitor în lupte, cel viu, am fost morți și sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și a locuinței morților. Știți că m-am întrebat de multe ori, de ce în ceruri Domnul Mare chei unde nu mai este nici noapte, nu mai sunt hoți, unde nu mai este nimic de felul acesta? Pentru că să ne arete că El are autoritate, El are puterea. Tinerul ăsta a venit la Domnul crezând că face el ceva. Ori totul deja în planul lui Dumnezeu era plătit. Și nu numai atâta. Domnul Iisus ne-a sigilat. Nu s-a terminat partea și lucrarea lui că el a înviat din morți că s-a prezentat între ucenici, că a suflat peste ei, că le-a zis, luați Duh Sfânt, după 40 de zile s-a înălțat la ceruri. La cerul s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Slăviți să fie El. Așa sunt biruitorii. Stau pe tron. Scrie cartea Apocalipsa. El a biruit cel ce biruiește. Va sta și El cu mine pe scaunul meu de Domnie, după cum și eu am biruit și șed cu Tatăl meu pe scaunul lui de Domnie, da? Numai că, dacă vă uitați, atunci când a murit martirul Ștefan, era Domnul Isus pe scaun, era pe tron? Nu! Poate că vreunul dintre farisei, dintre, dintre, cărturari care o fi aruncat cu pietre în el, au vizis zis, diacon care nici nu știe Scriptura, păi scrie Scriptura că Mesia când va veni, el va ședea pe tron la dreapta lui Dumnezeu, va pune pe toți vrăjmașii și picioarele lui, numai că Ștefan știa ce știa. El a văzut pe Isus că stă pe tron. El a predicat despre Isus. Dar Domnul din ceruri s-a arătat. Fața lui a fost ca o față de înger și a zis, Stefane, nu te teme, când se gată pietrele, când ăștia vor termina cu, cu toate pietrele aruncate spre tine, eu mă ridic, eu stau în picioare pentru că vreau să te aștept, să te primesc în brațele mele. Lucrarea lui s-a dus să pună și în cortul din ceruri. În Sfânta Sfintelor, spune cartea Evrei, să ducă sânge ca să sfințească și lucrurile veșnice care au fost pervertite de diavol odată când a făcut război cu Dumnezeu în ceruri, Pentru că Isus e Alfa și Omega, e începutul și sfârșitul, e Domnul care mântuiește, e Domnul care iartă păcatele, e Dumnezeul care vindecă, e Dumnezeul care e cu noi. E cu noi, Dumnezeul care e cu noi! Emanuel, Dumnezeu cu noi! Sunteți bucuroși de asta? Amin. Sunteți bucuroși de Domnul? Amin. O, Doamne, binecuvintează-ne! Omul acesta avea o problemă, o problemă interioară. În exterior el arăta bine, dar în interior omul acesta arăta altfel. Aș vrea să vă uitați la el ca la unul care avea toate șansele ca să primească ceea ce și-ar fi dorit, dar merge nerezolvat, nemântuit, nesalvat dinaintea Domnului. Dumneavoastră credeți că omul ăsta mai a avut vreo șansă? Îl mai găsiți undeva în Scriptură? Aș vrea să spun și nu aș vrea să mă, să mă comenteze teologia aici. Noi cu unii am făcut chiar teologie și mai facem pe măsura care Domnul ne ajută, dar n-aș vrea să mă judecați că n-aș vrea să spun că este un studiu exegetic al meu care vreau să-l implementez, să spun acum că numai așa este, dar vreau să vă spun că tânărul ăsta a plecat întristat. A venit la biserică ca în seara asta. A ascultat pe cel mai mare învățător. Când el vorbea, aprozii rămâneau cu cătușele în buzunar n-au putut să-l prindă. N-au putut să... El a vrut să-l prindă altă dată și a mers printre ei. S-a N-au putut să-i facă nimic și au zis omul ăsta niciodată n-a vorbit vreun om ca omul ăsta. Sunt unii părinți aici foarte, foarte dornici ca copiii lor sau poate soț sau soții, ca partenerul lor de viață să pocăiască. Da? Unii care n-au pe partenerilor pocăi zice, mai pocăiește-te. Că dacă nu te pocăiești, Dumnezeu te bate, că nu știu ce se întâmplă, că ai accidente. Se poate întâmpla, eu nu zic că nu se poate. Dar nu ăsta e Dumnezeul pe care noi îl predicăm. Dumnezeul pe care noi îl predicăm este acela care a zis Iisus că Dumnezeu face să răsară soarele său și peste răi și peste noi. Că El dă soare și peste unii și peste alții. Nu ne bate, Dumnezeu. Se pot întâmpla că Dumnezeu ne, ne corectează, ne cercetează în multe moduri. Dar omul ăsta, eu aș vrea să vă uitați la partea a doua a vieții lui. Deschideți cu mine în Evanghelia după Luca, în capitolul uh, 12, spune Evanghelistul Luca de la versetul uh, 16. Și le-a spus, pildă aceasta, țarina unui om bogat, rodise mult și el se gândea în sine și zicea ce voi face, nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile, iată a zis el ce voi face. Îmi voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete ai multe bunătăți, strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Asta e a doua parte a vieții lui. Dumnezeu l-a ajutat, era bogat, a prosperat mai mult, lucrurile au mers mai bine, numai că a venit o zi a scadenței. Vine o zi când se trage linie și la bogatul ăsta, la omul ăsta, așa de înțelept, dacă era el sau dacă era altul, dar se potrivește, Dumnezeu îi spune cum îl cheamă. E important cum ne numim noi, dar nu știu cum te numește Dumnezeu în seara asta. Ascultă-mă bine. Pe omul ăsta, pe la jumătatea vieții când era putre de bogat, când el nici nu mai dormea noaptea așa cum dormim noi, că noi nici nu închidem ușa când dormim, că n-are cine să ne fure nimic. Așa am crescut în copilărie, am fost 11 frați, părinții așa m-au învățat, n-are ce să fure, zicea mama, ce să vă fure pe voi, să fure sărăcia, ce să fure? Punea o mătură în ușă și plecam de acasă toți la biserică. Și veneam și dacă era vreun cercetor, stătea în drum până ajungeam. Acum? Acum nu mai ajungi. Ăsta nu dormea noaptea. Bogatul zice, săracul spunem psalmul 4, eu mă culc și adorm. Câți dintre voi puteți dormi noaptea? Ridicați mâna. Oameni muriți, fiți serioși. Ridicați mâna. Eu mă cur și adorm în pace, că numai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină, ăsta nu dormea. Și Dumnezeu știi cum îi spune noaptea la omul ăsta? Nebunule. Știți de ce îi spune nebun? Aș vrea să vă spun scurt câteva lucruri de ce. Odată că era egoist. Oameni buni, omul ăsta era egoist. Omul ăsta spune, am, lucrez, muncesc, de-asta le am pe toate. Nu e așa că sunt unii aici care spune, am că muncesc. Am că mi-am tocit coatele, că am învățat, că eu am fost acolo, că eu nu sunt șmecher, că eu nu sunt calți. Ca nu puteai să fii tu ăla care să fii pe nu știu să ne rugăm pentru el? Nu puteau fi copiii tăi sau soțul tău sau altcineva? Faptul că ai și când îți dă Dumnezeu, e pentru că Dumnezeu vrea să te folosească, să dai mai departe. Că Dumnezeu ne are pe noi. Noi suntem cei care mergem să-L arătăm pe Domnul, suntem martorii Lui. N-are nevoie de avocați, Dumnezeu se apără singur. Are nevoie de martori. Vreți să fiți martori? Vreți să martori martorii Lui să spunem ce a făcut Domnul? Am făcut slujbe de felul acesta și nu s-au mai terminat ore întregi și au venit doamnii să spună ce le-a făcut Domnul. Ce a făcut cu Daniel, el v-a spus câteva minute. Când din Spania a venit să se predea singur și au zis ăia, ești nebun, omule! Ăștia îți dau mai mult, ai fugit, te bagă la închisoare. Și au zis, dacă m-am pocăit, mă duc și mă predau. Și au zis ia că l-au prins la nădare, domnule! Dar noi nici nu mai știam, nu mai era după tine cum te-ai venit, domnule! Eu m-am pocăit! Eu am venit să îl slujesc pe Domnul! Când te pocăiești, când te la Domnul, Domnul schimbă inima! o transformă. Nu mai ești egoistul de altă dată, omul ăsta era greșit de tot că își confunda sufletul cu trupul. Zicea așa, suflete al meu ai multe bunătăți. Păi care îi dați cu curuz sau pâine sau carne sau vegetale sau eu știu ce, îi dați la suflet. Are sufletul nostru nevoie de toate astea? Mâncă sufletul nostru ce avem noi în frigider? Nu sunt atâția care nu dorm, și care cămara e plină și conturile sunt doldora și nu mai știu pe unde sunt, dar n-au liniște, nu ăștia se sinucid, nu ăștia fac tot felul de lucruri. Sufletul nostru nu are nevoie de așa ceva. Nu cumva ți-ai confundat sufletul cu trupul? Nu cumva ai atâta timp să lucrezi tot pentru trup, tot pentru trup și pentru suflet aproape deloc? Omul ăsta e considerat de Domnul nebun. C omul ăsta credea că mai trăiește mulți ani, mulți ani. Am amintit deja de prietenul meu și de al vostru, pastorul vostru de Tudoran. Nici n-a ajuns la pensie. Era cu un an mai mare ca mine, cred. S-a dus. El făcea planuri și zicea, ai multe pentru mulți ani. Câți ani mai trăiești? Câți ani mai ai? Eu am avut 62. Peste două ceasuri. Ăștia s-au dus. Ăștia nu-i mai am. Nu știu ce a pregătit Dumnezeu, dar știu că sunt în mâna lui. Eu nu pot ști ce va fi mâine, dar sunt sigur, știu că Dumnezeu va îngriji și de mine. Că sunt în mâna lui, Dumnezeu vrei să te pui în mâna lui. Omul ăsta e numit de Dumnezeu nebun că făcea planuri numai până la mormânt. Ai multe pentru mulți ani. Oameni buni care sunteți aici și mă ascultați. Nu sunt aici oameni care cumva fac planuri numai până la mormânt numai până la pensie, numai până când și după aia potopul, nu mai știe? Viața asta continuă. Noi trăim un segment din viața aici și dincolo e eternitatea. Amin. Noi suntem din Dumnezeu. Amin. Suntem fi de Dumnezeu. O, oh, Doamne, binecuvintează-ne să înțelegem că noi nu suntem doar pentru glie, pentru pământ, noi avem un duc de viață. Amin care tânjește, care trăiește pentru Dumnezeu. Omul acesta făcea planuri fără Dumnezeu. N-ați auzit niciodată că dacă Dumnezeu ajută, dacă Dumnezeu dă, dacă Dumnezeu binecuvintează, eu voi face, eu voi drege, eu. să nu de aici, care uită dimineața când s-au trezit să se mai roage, să-i mulțumească la Dumnezeu, care nu mai fac pauză. Sunt oameni care sunt sclavi, rob, la tutun, la alcool, eu știu la ce. Am văzut oameni prin parcări, am venit și acum... Oameni care imediat oprește, nici nu se oprește mașina, coboră câte patru, doi bărbați din față, două femei din față, gata, cu focul în mână și iau pauză, fac parcare, ca să mai tragă ceva, să se mai relaxeze. Oamenii, noi suntem mântuiți de Domnul, ne-a mântuit Domnul. Câți dintre voi luați pauză, venim pe drum? Hai să luăm o pauză, să-l slăvim pe Domnul. Hai să lăudăm pe Domnul, să-l binecuvântăm pe Domnul. Merită Dumnezeul nostru? Amin. Merită Domnul toate astea, slăvi să fie numele lui. Și omul ăsta, noaptea aia, spune Dumnezeu, ți se va cere înapoi Sufletul. Că sufletul nu-i proprietatea ta, nu-i proprietatea mea, ni l-a dat Dumnezeu. Și îl găsim în a treia fază a vieții, în Luca la capitolul 16. Știți unde îl găsesc pe omul ăsta? În iad. N-a luat cu el nimic de aici. Spune Biblia că mai avea vreo cinci frați, că era putre de bogat. N-a putut nici cât o poveste catolică spune că uh, un bogat din ăsta care a ajuns a cerut la Petru să poată duce ceva, n avea voie nimeni să ducă, să trece acolo cu nimic. Și Petru a cerut voie și ăsta a luat o valiză. Și când a ajuns acolo a zis, da, ai voie cu valiza asta, dar trebuie să facem vamă. Și când a deschis și a luat Petru de acolo două bucăți grele, a zis, domnule, pavaje, pavaje ai adus aur, lingori de aur. Păi cerul nu are nevoie de așa ceva. Omul ăsta s-a trezit în iad, n-a putut duce cu el nimic, n-a putut să facă nimic, aici era bogat, dincolo sărac, aici era în fericire, acolo era în necaz, aici era într-o fericire și într-o veselie continuă, acolo era un plâns continuu, fără speranță, spune Domnul Isus, atunci când El se roagă și spune, te rog să trimiți pe Lazar. Lazar ăsta era așa de nenorocit că veneau câinii și lingeau bubele, că săracul nu avea grijă de el. Ori câinii noștri nu mă latră, nu mă mușcă. Atâta milă pentru că, pentru că vedeți că, că omul s-a îndobitocit, omul a, a luat-o mai rău ca animalele și azi noi vedem societatea în care trăim noi când animalele și-au păstrat mersul lor, perechile lor și alea din cotez și din dincol și toate și-au păstrat mersul, numai omul crede că e mai grozav și spune Biblia că a nebunit și l-a lăsat Dumnezeu pradă gândul lui și omul a luat o razna, câinii veneau și lingeau bubele și cu vremea a murit săracul și au venit îngerii și l-au dus în sânul lui Avram. Într-o zi vei muri și si tu. Voi muri și eu. Și cerul se va deschide. va veni Domnul să ia cu îngerii sufletul. Sau va veni stăpânul celălalt. A ajuns acolo unde unii rid. Unii își bat joc. Ne descurcăm și acolo. Treaba noastră, vedem noi ce facem. Se ruga omul ăsta care îi se părea că prea tare strigă predicatorii că prea mult ne rugăm, că prea mult plângem, că prea mult, prea multă biserică, prea multă biserică. Și când a ajuns acolo, a început să se roage și a zis, Părinte Avrame, păi dacă eram în locul lui, spunea, măi băiete, eu nu sunt tatăl tău, că copiii mei, eu sunt patriarh în rai. Păi patriarhul raiului să nu poată duce pe cineva cu el, dar i-a zis Avram, fiule, adu-ți aminte ce ai făcut în viață, oameni buni sunteți conștienți că într-o zi va trebui să vedem filmul vieții și tot ce s-a întâmplat și vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu? Cum vom pleca în seara asta dinaintea lui? A înțeles omul ăsta și a zis, dacă nu se mai poate, dacă e o prăpastie mare și unii mai vorbesc și de asta, că vor trece, că vom face ceva, și spune Domnul care a venit de acolo între unii și alții o prăpastie mare ca să nu mai poată trece dintr-o parte în alta. Și a zis părinte Avrame: dacă va merge la ei cineva de aici și le va spune lucrurile de aici se vor pocăi. Suntem gata în seara asta să ne pocăim? Amin. Suntem gata în seara asta să ne pocăim? Omul ăsta a venit înaintea lui Isus și a plecat trist și fără să rezolve problema. La a binecuvântat Dumnezeu. A ajuns însă pe la jumătatea vieții putre de bogat, dar se gândea numai la trup, confundându-și sufletul cu trupul. Și a ajuns în ea. Ce folos de toate astea? Ce folos că ai un nume mare azi dacă nu te cunoaște cineva să scheme numele într-o zi. Ce folos că azi ești influent? Ce folos că azi locuiești într-un palat și te vei duce în genă. Ce folos că azi știi să faci afaceri și știi să fii prieten cu Dea sus boși? dacă nu ești prieten cu Dumnezeu? Dacă nu ți numele scris în cartea vieții, dacă nu e numele tău scris în cartea vieții, să fiu în locul vreunui care este aici și să nu fie asigurarea asta. În seara asta aș spune așa cum striga Bartimeu, care n-avea -avea multe șanse. Toți îl împiedicau. sus Iisuse, ai milă de mine! Doamne, scriem numele în cartea vieții. Cel care scrie numele în ceruri e Iisus. Cel care iartă păcatele e Iisus. Cel care ne poartă cu carul lui de biruiță e Iisus. Cel care pregătește loc în cer e Iisus. Cel care ne șterge lacrimile într-o zi e Iisus. Cel care vine după noi și noi spunem, vino Doamne Iisuse, e Iisus. Vino Doamne Iisuse, l așteptăm pe Iisus să vină. Vreau în seara asta să vă conduc la Iisus. Vreau să întreb, nu într-un mod ascuns. N-aș vrea să spun, nu vă uitați la nimeni și dacă cineva nu vede, spune, eu vreau să mă pocăiesc să-L urmez pe Iisus. Când Iisus a chemat oameni la El, a zis, dacă voiește cineva să vină după mine. A adus în față pe alții și a zis, du-te și spune, vorbește despre Domnul. În seara asta suntem aici, după atâta timp, Stăm înaintea Domnului, avem șansă, avem ocazia. Ne dăm seama de ce este viața. Ne dăm seama de, de scurtimea ei, de, 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 de cât e ea de, 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 de nesigură de toate astea. Ne dăm seama de Domnul care ne iubește, de singurul prieten adevărat. Vrem să-L urmăm pe El. Sunt aici atâția care au făcut legământ cu Domnul. Ridicați mâna! Vă pare rău? Îl slujim pe Domnul. Vrem să ne pocăim să mergem împreună cu Domnul? Aleluia! Vrem să-L slujim pe Domnul Isus. Dragul meu, oricare ai fi aici și în orice situație ai fi, cel care poate să-ți dea viitor, cel care a dat viitor acestui bărbat, cel care ne-a dat viitor nouă, cel care m-a purtat pe mine, când profesoara mea de rusă pe clasa a 5-a mi-a zis nu-l atingeți că e lepros, ăsta e pocăit, e lepros, nu-l atingeți. Și a zis, ăsta nu are niciun viitor. Cel ce mi-a dat viitor și cel ce m-a purtat în brațele lui e Domnul. Slavie. Nu doar că m-a purtat în brațe, frații mei, vreau să vă spun că au fost vremuri când lumea mi-ar fi scos și când alții mi-ar fi tras, dar m-a săpat în palmele lui. Sunt în palmele Domnului. Aleluia. Pot să se clatine munții, pot să se mute dealurile. Eu sunt acolo, eu sunt în Hristos și cu Hristos sunt Dumnezeu slăvit să fie în numele Lui. Vrem în seara asta să-i spunem, Doamne, te iubim. Doamne, vrem să te urmăm. Vrem să ne pocăim, nu în iad, nu când e prea târziu, ci azi, aici și acum. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și cred că putem împreună să facem rugăciunea aceasta și apoi aș vrea să închei cu o rugăciune prezentându-ne pe toți înaintea Domnului. Dar înainte de asta, fiecare cu glasul lui, scurt poate, hai să-i spunem Domnului dorința asta că vrem să-l urmăm, să facem voia lui, să ne rugăm cu toții.